Sunteți speriați sau aveți jucărele? Ia lăsați-le voi aici jos, că nu vi le fură nimeni. Și când terminăm treaba, facem un șel și plecați acasă. Unde-i Rubinu? Aici. Hai să mergem să... să reunim familia Antonucci. Stați! Salut, Antonucci. Sei contento di vedermi? Vorbește bun românește. Vrei să zici că m-am chinuit degeaba ca să te învăț? Și eu mă bucur să te văd. Da, dacă ești grabit, să trecem la afaceri. Amu? Rubinu. Tu ești tata. Da, tata. Santa Madonna. Poate e timpul să mor, dracule. Ciao. Nu tremur în față la moarte. Țigană puțin. Asta e. Dumnezeu vede și pedepsește. Lasă-l pe Dumnezeu. Dumnezeu te-a părăsit, don Lucianu. Che don? Asta nu e don. Asta e gunoi. Antonucci, eu te-am urât tot timpul. Tot timpul am vrut să te văd mort. Hai. Hai. Cât mai repede, cu atât mai bine. Nu mai faci negoții cu la moartă? Știu foarte bine pe don Tito. Nu știe să ierte.
Iartă-l pe tata. Din cauza mea s-au întâmplat toate astea. Da, de... chiar de vlesa. Ce zici ăsta? Ce zici? Fă-ți loc de mine! Tăi, a zis... Tată, du-te cu Dumnezeu. O țigănești. Asta nu se duce la Dumnezeu. Ăsta l-a spectat diavolo. Ragații, voi vă ocupați de bambini, eu mă ocup de Antonucci. Vreau să te văd cum suferi. Fă-mi plăcerea asta, fă-o pentru mine. Aspetta. Înainte să mă omori, vreau să știu de ce n-a venit Don Tito. Să vorbim ca doi oameni de onoare. Pentru că tu nu ai onoare. Tu ai calcat omerta. Ai vorbit. Înțelege dracului că l-am trădat. Nu eu v-am adus carabinierii pe cap. Numai tu, eu, Don Tito și Fili știau că facem trafic cu prafuri. E vero? Da, și? Și atunci de unde au știut carabinierii unde să stea și să deschidă foc? De unde dracu să știu eu? Să mă trăznească Dumnezeu dacă știu? Tata n-a trădat pe nimeni, să moară toată familia mea dacă tata a trădat pe cineva! Tu știi de câte ori am vorbit cu Don Tito că ești un țigan împuțit și nu meriți nici resturi? Don Tito nu gândea așa. Eram omul lui. Tu ai făcut pe noi să călcăm principiile și să ucidem carabinierii. Înțelege dracului că n-am trădat, jur, pe viața copiilor mei. N-am trădat. Care sunt ca și morții? Antonio. Uită-te în ochii mei. Șase luni în cabana aia, cu tine. Când să vă trădez? Când? E vera. Dar tu tot timpul coborai în sat. Și cu ce dracu mă întorceam? În care băutură? Certo, certo. Atunci ai trădat. Sună-l pe Don Tito. Vreau să vorbesc cu el acum. Don Tito nu mai vrea să vorbească cu tine. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că ești mort. Vreau să-i spun lui Don Tito ceva ce nu pot să-i spun decât lui. Don Tito nu vrea să mai audă nimic de la tine. Ce-i de făcut? Ce dracu ai băi nebuit, bă? Termină-mă! Eu îl omor pe ăsta, nu tu. Hai, hai. Hai. Destul l-am căutat. Bă, ce te hotărăște așa? Împușcă-mă dracu odat! Don Tito a ordonat să mă lince. Și-ți mai spun ceva. După ce terminăm treburile aici, mergem la femeia ta și o trimitem după tine. Știm că e gravidă. Nimeni din neamul tău de țigani mă să trăiască. Nu mai rezist! Mă dau cu voi! Luați-mă cu voi! Vă leg eu frumos! Luați-mă cu voi! Nu mai rezist! Mă dau de partea voastră! Angajă-o! Te-aș dracu din gura aia! Nu! Fac ce vreți voi! Credeți-mă, vă jur! Plăcea mai sunt! Că fac numai ce
eu am păcătuit. Dar nu mi-am trădat prietenii. Hai, împușcă-mă. Știu că nu scap. Lasă-mi copiii. Nu-i omoră. Vă dau tot. Tot ce am. Mă lasă-mi copiii. Viața mea fără demnitate e un rahat. N-am trădat niciodată. Hai! Împlinește voința lui Don Tito. Cert. Don Tito așteaptă veștile în buc. Ragazzi, frică să nu se prindă ăștia. Și nici n-aveam încredere de plină în zile. Mă, Cosme. Du-l pe Rubinul la un loc, sigur. Eu nu mai pot. Stai. Mă liniștesc și eu. Vreau să mă asigur că nu mai e niciun pericol, da? Și... Să nu mai fie. Înțeleg. Da, te descurci tu. Liniștiți-vă voi, femeilor. Gianni n-a plecat dintre noi, e cu noi. Va fi întotdeauna cu noi. Asta e. Casa mea, aici trebuie să mergem, hai.
Ce am își teamă? A? Nu știu. Gianni. Gianni. Gianni, mamă, tu ești... Nu pleca, mamă. Gianni. Gianni, ai venit înapoi la mama ta. Hai să-ți vezi, mamă, copilașa. Gianni. Dumnezeu și măiculița Domnului, ascultat rugile mele, Gianni. Domne, apără-ne și păzește-ne. Uite că ai ieșit de rec din cocciug, că nu i-ați legat picioarele și a venit acum cu ele să ne bântuie. Aoleu! Cum adică a dispărut? Uite unde erai. M-a păcălit, mi-a luat cheia și m-a închis în birou. Și mi-a luat și niște bani. Doamne! Doamne! Vino repede, că e Rubinul în șatră și toată lumea e călare pe el. Hai că a apărut aici. Cum Rubinul în șatră? Cum a ajuns ăsta în șatră? Păi a venit cu Armando. Cred că erau împreună. Eu nu înțeleg nimic. Nici eu nu înțeleg nimic. Mă, Gianni, tu ești, mă? Mă, Gianni, bă, dă-mă o palmă. Dă o palmă, mă, și ia-ți copilul în brațe, bă. Că m-a rugat la Dumnezeu să-l vezi și tu măcar odată, mă, Gianni, bă. Dă-mă o palmă, mă, să cred că ești tu. Tu ești, mă? Ce-i tot? Ce-i tot? Nu știu ce au ăștia. E, îți place ce surpriză ți-am făcut? Ce surpriză, mă, că ai stricat tot? Cum vrei, de ce? Nu e de ajuns că l-a ținut jegosul ăla închis acolo? Băi, ce-am greșit eu să am un copil tâmpit ca tine? Tine trebuie să-ți las înscris ce ai voie, ce n-ai voie, da? Păi, dar m-am gândit și eu că... Ia nu mai gândi când ești prea mult, mă îngrijorezi. Hai, tată. Hai în casă. Unde să le iei, mă? Unde să le iei, băiatul meu? S-a întors Gianni acasă! Ochișorii, ochișorii din mama, gropițele! Din mama, nu-l mai am nimeni de aici! Băi, s-a întors Gianni! Ia-ți, mama, copilă, să-l vezi! Hai de fapt, aduce-ți ceva, o farfurie curată! Că s-a întors Gianni, mă! Ce te ții, mă, după mine? Du-te acolo! Vezi, o geană să nu îi se clintească, da? Am eu grijă de el. Vorbim mâine dimineața. Am grijă de el, las băieți. Păi hai, hai. Să se simtă bine. Frățioare, ce? Băi, frățioare, ce faci? Aoleu. Bă, frățioare, spune-și mie, tu ai avut ceva cu spania în tinerețe? Mă, Doamne, făcut iată geană. Doamne ferește! Păi atunci, bă, uite-te și tu, bă. Băiatul ăla este ciclona lui Gianni. Da, mă, tu, bă, ăsta tău l-ai văzut cu ochii tăi când s-a născut? Poate ți l-a dus într-o eprobetă, doctorii. Bă, cine-i genul ăsta? Este băiatul la Aurică și al lui Spania, care a murit. Băiatul, frățioare, ori eu nu cred în coindigențe, ori Gianni n-a murit, ori ăsta e strigoi de lui Gianni, ori am băut eu o găletă de vin. Băi, state, calmează-te, bă. Rubinul e băiatul meu pe care nu l-am văzut de 5 ani. Ce dracu, mă, nu l-ai văzut la Roma? Păi, bă, eu l-am văzut când era mic, când știu pe Rubinul de mic. Bă, Gianni, știu mare. Eu știu cum semăna ei când era mici. Acum Rubinul mare semănă cu Gianni mare. Tu nu vezi, băi, eu te respect pe tine. Dar și tu să nu-ți bași eu de mine. Înțelegi? Ce-i dat? Vezi că eu rămân cu ăștia să beau un șpriț. Bine, tata, bine. Hai, rămâi. Ce faci? Stai, aoleu! Băi! Ce faci, neacutare? Hai sus! Băi! Băi, Gianni, băi! Ce faci, bă? Hai. Oameni, eu vă mulțumesc tare mult pentru primirea asta pe care mi-ați făcut-o. Dar numai că pe mine nu mă cheamă Gianni. Eu sunt Rubin. Sunt băiatul domnul Lucian. E clar? Da? Mă... Hai noroc. S-a trăit? Ca pe fata mea, Rubin. Ia. Băi, voi vă dați seama că numai Dumnezeu a făcut minunea asta să-l aduc înapoi pe juvaierul cu numele la copilul meu. Bă, prințule, pe tine te doare? Ce să mă doare, voi? Capul de prost ce ești, tu n-auzi că pe el îl cheamă Rubinul, mă, juvaierul e în cimitir, în groapă. Taci, bă, bă, taci din gură. Dacă mai aud pe careva că zice că asta nu e juvaierul, vă omor pe toți cu mâna mea, uitați-vă cum seamănă.
E ochișorii lui. E grăbițele lui. Păi a venit medalion. Băi, medalion! M-a pus în casă de atât, bă! Cântați ceva care-i place lui Ciuvaleru. Medalioane, mamă, a venit o minune în șatra noastră, medalioane, s-a întors Giuvaierul, mamă. Mamă, cum poți să vorbești așa? S-a întors Giuvaierul, mamă. Hai noroc. Tata, eu mă duc să mă rog. Bine, scumpă. Noapte bună. Ce-ai, Zambela? Copilul, fă! Aoleu, ce m-ai speriat, fă! Păi l-am dus la culcare mai devreme. Hai de bea, mamă. Dacă-i vine și eu de la... Nu vine să crezi, stau aici și mă uit ca prostul. Dă-mi-l seamănă băiatul ăsta. Așa am crezut și eu, mă, medalioane, mă. Când l-am văzut, mi s-a măiat picioarele. Asemănarea e tulburătoare. Dar nu credeți că e Gianni. Mamă, e în al nouălea cer. Nu poate nimeni să o convingă că băiatul ăsta nu e Gianni al nostru. Știu, mă, băiatule, mă. Dar ce să fac? Să iau visele? Lasă-mă, că-și de bine. Nu e bine să o lăsăm să creadă. Când se va trezi, va avea de suferit cu Zambila la fel? Asta e? Bă, eu zic să o lăsăm în pace. Bă, Auric. Tu n-ai avut cumva niște copii din flori, așa, cu și cu altele? Nu cred, mă, asta. Adică eu n-am copii care să nu știu de ei. De asta sunt sigur, să știi. Auzi, cu... le ai? Ce ești tu, dragule? Cu zarurile. Ah, zaruri? Da. Zaruri, cărți, bingo, ce vrei tu jucăm. Hai, facem una mică. Ce faci? Medalioane, ele, e Gianni. Termină-mă cu tâmpenile astea. Bă, ți-am zis să termin cu tâmpenile astea. Nu e bine ce se întâmplă. Trebuie să fim cu ochii pe Zambila. Da, mai dreptate, mă, Cristofără. Săracă, numai de asta n-am nevoie. Zambilo, mai clipește, fă, și tu nu te mai holba așa la el, că-l sperii dracu și fuge. Da-și dracu, fă din gură și pune mâna, dă mănâncă ceva și astupă gura aia, că numai tâmpenii vorbești. Bun. Deci, ca să mă lămuresc, tu ești mama. Mămică-te. Mămica. Și tu ești soarbe. Ne, greșit. Eu sunt nevastă-ta, vă, și dacă vrei să dai bătaie la mine, te adresezi. A, bun. Atunci tu ești... Sorta. Argentina. Bine de știut. S-a notat. Hai noroc. Mai pune, mămică. Mă, nu știu ce să mă fac, mă. Să mă duc în fața lor și să le zic: treziți-vă, ăsta nu-i Giuvaier. Ce să le zic, mă? Frățioare, eu zic să nu ne băgăm în panamarii care nu le percepem. Dacă ei crede așa, lasă să se bucure. Dar se mint, domne. Ce dacă mai bine să se minte și să fie bocoroși decât să fie realiști și supărați? Adevărul doare, dă drecu. Nea, state, dar când o să-și dea ăștia seama că băiatul ăsta n-are nimic în comun cu Zambila și cu copilul... Bă, Medelioane, tu ești om de știință. Eu, ca popular în bezna mea, ce văd? Că ei trăiește momentul clipei, nu? State, cum le zici tu câteodată? Ce-ți fac, frățioare? Uite așa vine la gură. La mine covitele toate e pe limbă. Spune-și mie cineva dacă Silea e aceea sau e somasă. Păi, în primul rând mă cheamă Silei, că așa m-a botezat pe mine, Sil. Așa, că ești frate tu, da? Da. Și în al doilea rând nu sunt presomasă că nu m-am bătat. Atunci îmi cer și eu permisiunea să-mi respect omagirii la sora ta, la Lenții. Dacă ai găsi o făundei. Aaaa, uite cât te-am nemerit în prima. Ăsta și în sicriu o să uite după femeile din prejur.
Dacă îmi faceți gaură e sicriu, hai să mă conduci până la domnul Gianua, acasă. Aoleu, Aurică, ce mi s-a zbătut mie ochiul drept și uite ce minune e, ce minune că s-a întors juvaierul, mami. Mamă, băiatul ăsta nu e juvaierul, e Rubin, fiul lui domnul Cian. Madalioane, mama, mama știe că tu ești așa puțin gelos, că nu te bag în seamă, dar să știi că mama te iubește și pe tine, dar așa dor mi-a fost de juvaierul. Așa sunt de fericită, mă duc acum să-l văd. Du-te, fa, și fii fericit. Ce faci, Aurică? Ce să fac, mă ascult odată în viață, mă, pe statul. O las să viseze cu ochii deschiși. Las. Păi, medalioane, dar îți folosi tata unde? Trebuie să rămân la spital, tata. Am ceva de rezolvat acolo și... Oh! Tot bine! Ce faci, mai băiatule? Cuba! Batem Cuba! O să ne ducem. Cuba! Opa! Ce-am făcut? Am făcut ceva? Te ții? Da. Sunt perfect. Vrem și noi un vinuleț? Cum mai avem? Auzi? Pot să-ți beau și o sticlă? Da? Ce treabă să știu? Bă, stai jos. Unde am fost în toată lumea asta? Am văzut numai tâmpiți. Băi, și nici unul nu se compara cu ăștia de aici. Băi, ăștia știu să se distreze. Alcoolici, nebuni cum sunt ei, că mă văd unul, ciuvaierul, care a murit într-un accident de motocicletă. Băi, știu să se distreze. Place rău de tot de ei și de locul ăsta. Nu ca la tine pușcăria aia unde m-ai ținut tu. Da, mă, în pușcăria aia era în siguranță. Siguranță, a? Da. Ce siguranță, mă, că am plecat când am vrut eu. Da? Și am închis-o și pe aia acolo în birou. Apropo de asta, ar trebui să-i dai un telefon, să-și cer scuze, da? Nu. Păi, hai să o aduci tu încoace și să-mi ceri eu scuze, mamă, ce scuze mi-aș cere acum față de ea. De să mă ierte definitiv. Hai, sună, să vină încoace. Sună, măi. Dacă zici tu. Uite că nu-mi place muzica la băiat. Nu-mi place muzica. Ce faci, bă? Nu-ți place muzica de la noi? Ne jignești la suflet? Cum adică, mă, nu-mi place muzica de la noi? Păi de ce nu vii acolo? Da, e foarte bună muzica de la voi. Mie îmi place muzica de la voi, îmi place. Da? Da. Sau poate vrei să fie Rodia, să te scoale la chef. Ah. Dacă era Rodia, sigur mă scola la chef. Cine e Rodia asta? Da. Soră cu Elodia. Da. Știu. Băieții! Oh, wow. Hai, eu fiind. Aia... Dă bani, nu. Cu... Dirile, dirile, da. O știm? Anii mei și tinerețea, uite, Doamne, cum se duc. Anii mei și tinerețea, uite, Doamne, dirida. Opa, diridi, opa, dirida, opa, diridi, 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 viața mea. Opa,
Te-am adus de mâncare. Și ceva să te dregi, că ai băut cam mult aseară. Păi, femeie. Pentru a nu știu câta oară, nu sunt nici Gianni, nici Giuvaeru, nici cum îi ziceți voi, pe mine mă cheamă Rubin. Și sunt băiatul lui Don Luciano. Ce dracului nu înțelegeți? Da, bă, o, dar ce dracul ești, ca Giuvaeru, mă. Ia, ia de aici și dă-mă palmă. Haide, bă, haide, dă-mă palmă. Bă, voi sunteți nebun la cabreo de tot. De ce să te bafăi, femeie? De ce păi așa, ca să-mi aduc aminte cum era, ce ai, dă-mă palmă. Dar du-te și adu-ți aminte în altă parte, lasă-mă în pace. Ce nu te mai uita așa la mine? Hai, plec. Plecă! Azi noapte te-ai culcat azi dimineață. Ce faci? Dar tu ce faci? Eu am probleme cu capul. Mă doare capul. Azi. Un tensor trece. Așa mă gândeam și eu. E mai bine, până la urmă. Că ai venit aici la familia ta. Cu Armandru, cu tata. Ha? Sincer, și eu mă bucur, mă. E mai bine că sunt aici cu voi. Chiar mă bucur foarte tare, tată. Nici n-am apucat să-ți mulțumesc. Pentru ce? Pentru ce? Pentru că m-ai salvat, nu? Bă, băiete. Era băiatul lui tata, mă. Tu și Armando, sunteți viața mea. Dau foc și lui Dumnezeu, mă. Știu, tata, știu. A fost doar de tine. Și mă? Să nu te zgudui prea tare, nu? Ușor cu pianul, că se varsă clasă. Auzi? Facem și noi rost de o cafea pe aici? Da? Jenny!
Gianni! Ce vrei, mă? Ce tot te-ai... Frățioare! Ce ai? Că ce? Am o curiozitate, mă, frățioare, mă. Lasă-l, mă, în pace pe băia, mă. Nu vezi că-i rup? Lasă-l să-și revină. Foarte glumeți ăștia din șatră. Bine, măcar că știu să se distreze. Păi n-ai văzut nimic încă, bă, băiete? Asta e așa o paranchidie după o parastas. Hai să vezi când o vei niște boteze, niște nunte de alea adevăratile-a. Da, stărică, hai, vino! Să stăm noi de vorbă. Nu. Eu mă duc să mă culc, așa că stați de vorbă, știți? Măcar asta n-are alcool. Auzi, adică, sfătuiește-mă și pe mine. Îl mai țin ascuns sau poate să stai aici în șatru? Stă în șatru, frățioare. Păi dau titi la el, dacă eu însuși nu cred că el nu e Gianni. Păi cine o să creadă că el nu e Gianni? L-am îmbrăcat în Gianni și stă ca Gianni. E mai siguranță ca noi doi aici. Eu pe tine nu pot să te fac fratele Auric. Și pe regina Argentina. Ia siguranță, stai liniștit. Mersi, am înțeles. Unde e ăsta micul al tău? Zii, stătel. Te rog eu. Stătel, ne stătel, zic cum vreau. Hai, unde e că... Babi! Da, ne-a stătel. Din nou coace. Ce faci, mă? Mâncam să prind puțină putere. Ia, vezi că vrea Donul să te roage ceva. Hm? Dar italiana, nu știu. Bine. Du-te în română și cheamă-l pe Rălu. De înșatră că vreau să vorbesc ceva tău.